După temperaturile ridicate din ultimele zile, ploile și vijeliile pun din nou stăpânire și pe județul nostru. Mehedințiul se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și disconfort termic ridicat. Începând de astăzi, 28 iulie, județul Mehedinți se află sub incidența avertizării meteorologice cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă până mâine dimineață, ora 6. În intervalul menționat sunt prognozate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat. Pe durata manifestării vântului puternic, recomandăm populației să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Totodată, începând de azi, 28 iulie, până mâine, 29 iulie, județul nostru va fi sub avertizare meteorologică cod galben ce vizează disconfort termic ridicat și val de căldură. ISU Mehedinți reamintește cetățenilor că în perioadele cu temperaturi ridicate este indicat să rămână în locuințe și să limiteze expunerea la soare. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau a altor date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și din App Store.